Ai jucat vreodată telefonul fără fir? Știi că regulile jocului spun cam așa: spui un cuvânt, pe care mai departe cel din fața ta va trebui să-l transmită. Acum știm toți ce se întâmplă, deși cel care îl transmite primul știe cuvântul, nu știu cum se face că ultimul care îl primește îl primește într-un mod cu totul distorsionat. Ei, nu la fel face și invitatul meu, el se asigură că ceea ce face la început ajunge în aceeași formă la clientul final, dar despre toate acestea și despre multe altele te aștept cu mine la emisiunea Acțiunea bate ficțiunea. Sami, bine venit alături de mine! Mulțumesc mult, Ariana, pentru invitație! Îți mulțumesc pentru că ai acceptat să vorbim despre munca ta, despre ceea ce faci și să ne împărtășești câte puțin din călătoria ta. Acum, înainte de toate, hai să te cunoaștem puțin. Cam ce ar trebui să știm despre tine, pentru măcar puțin, să te cunoaștem. Da. Numele meu e Sami, 23 de ani. Nu sunt din România, sunt din Republica Moldova. Deci, o țară cu un background similar dar nu în totalitate. Uh, am început în căutarea antreprenoriat, rea, antreprenoriatului sau în această direcție aproximativ de la vârsta de 14-15 ani. Uh, luând în calcul contextul din care vin am fost nevoit de mai devreme să mi caut cum să mă asigur eu pe mine. Am și dorit să fiu un băiat mai independent. Și atunci, încă de la vârsta de 14 ani, mergeam în Transnistria, care e o zonă mult mai problematică, și încercam să iau acolo cămăși, care erau aduse din alte zone. Erau aduse un cumul de cămăși care fie că erau din fabrici rele sau după care le duceam acasă, le aduceam la o stare bună și încercam să le vând. Acum, ca să trecem în Transnistria, era nevoie să mergi printre anumite sate, anumite sate mai izolate sau chiar și cu anumiți grăniceri, da? Poliția frontieră, așa nu numeau ei. Și era o aventură destul de interesantă pentru un băietan de 14 ani. Să 14 ani. Complet necunoscut, la vreo 60-70 de km de Chișinău și să încerc ce să găsească, fie persoane necesare la care să găsească acele cămeși și după asta când le aduce să și bată capul să le vândă. Așa că era anul 2014, în cazul meu chiar simplu să calculez în ce an era, fiindcă m-am născut în 2000. Uh, și în 2014 deja ți-am cum făceam primele postări pe social media ca să încerc să le vând. De unde foamea asta? Pentru că, până la urmă, dacă stau să mă gândesc la adolescenții din zilele noastre, au viață relativ normală, se duc la școală, vin acasă, au activități, se pregătesc pentru capacitate, cam asta e programul. Ce îmi spui tu e ușor diferit. De unde foamea asta? Ce te-a determinat să faci asta? Cred că încep încă din școala la care a fost trimis de părinții mei. Deci, am învățat în liceu muzical Ciprian Porumbescu și o chestie diferită era acolo. Că începeam la 8 dimineața, ca și toți copiii, doar că după orele care le aveai, trebuia să mai rămâi să mai faci ore adiționale muzicale. Adică fie că e o oră de violă sau vioară, în cazul meu, pian, sau orice altceva. De asta programul meu începea la ora 8, dar dacă aveai lecția de vioară la ora 4 și tu terminai lecția la ora 2, în perioada dintre trebuia efectiv să stai pe coridorul școlii, în loc în care treceau zeci de oameni sau sute de oameni, să te pui la un geam și să cânți, să cânți, să faci anumite chestii. Deci am fost învățat cu un fel de muncă încă de mic și lipsa ei nu, n a putut să-mi lasă creierul să odihnească. Am avut nevoie să mă simt mereu productiv. Mm -hmm. Mm -hmm. Foarte interesant. Și ce s-a întâmplat odată ce ai ajuns acolo? Ți-a ieșit uh, cu cămașile? Cum a fost? Da, deci a fost o perioadă interesantă. Chiar mi-a cu cămașele. Uh, chiar așa cum, când am ajuns cu soția în Chișinău, recent, a intrat în debară și a găsit o geantă plină cu hămeș. Ea încă nu știa de chestia asta. A, efectiv, am, nici nu am povestit-o. Și o întreabă să care i treaba cu hămeșile asta. Ai vreo 50-60 de hămeș? Adică e, e, ciudat și niciuna nu era de mărimea mea. Care, care e situația? I-am povestit ei toată. Deci nu, nu, mă mai ocup cu chestia asta. O fățeam atunci ca tânăr antreprenor, dacă pot să-i spun așa. O, după care am devenit și animator pentru copii. Deci eram efectiv un copil Atât flămând pentru experiențe, am văzut că pot să vorbesc cu oamenii, și cu cine mă relatam cel mai bine erau, desigur, copiii. Că aveam vârsta de 14 ani, și poate eram la vârsta un pic discreditat de adulți ca să fac business cu ei. De asta, fiind într-o sferă cu copiii, am început să vorbesc cu ei, am lucrat și ca animator o perioadă bună. După asta, am devenit profesor de limba engleză într-un liceu privat din Republica Moldova. Făceam fie că tabără de vară sau anumite chestii care erau doar în limba engleză. Încă de acolo am început să-mi dezvolt aceste abilități da? de a vorbi în limba engleză. Și culmea că mai departe, de la vârsta de 16 ani, toate joburile care le-am avut au fost legate doar de de state și de limba engleză. Deci cine spune că nu are facultate și nu poate să facă un anumit lucru, ar trebui să se uite la misiunea asta și să vadă că poți să faci dacă îți dezvolți o abilitate. O identifici, vezi ce vrei să reușești și îți dezvolți acea, acea abilitate. Absolut. În cazul meu, până în ziua de azi, nu am o facultate. Nici nu am început, nici nu am terminat-o. În Republica Moldova ai șansa ca odată ce termin clasa a noua, să poți să mergi la un colegiu. Colegiu ar fi asemănător cu o școală profesională aici, okay. cred, dar nu în totalitate chestia asta, fiindcă deja termin cu un fel de profesie de rang mai înalt. Adică tu ai vârsta de 19 ani, la 19 ani eu am devenit inginer în microelectronică și radioelectronică. Atunci mi-am primit efectiv documentul. Dacă, după colegiul m-aș fi dus la universitate, în loc să fac 4 ani, aș termina în 2 ani. Deci, din în a 9 până în a 12 plus un an, adică hai să spunem, până în a 13 cumva are și tu îți înveți o profesie, faci chestia asta, și după asta, mulțumită la studiile care le-ai făcut, poți să scurtezi efectiv și din timpul care îl faci în universitate. Ok. Da. Ce a urmat după? Uh, după am început să lucrez într-o firmă de vânzări, și anume bilete avia. Iarăși, uh, asta o făceam chiar și când eram în colegiu, când învăceam studiile, era 18 ani plus. Uh, cu ajutorul domnului. În scurt timp am putut să înțeleg cum lucrează domeniul și la aproximativ 8 luni de când m-am înrolat în firmă am și devenit top performer, iar doar cu ajutorul lui. Și până ziua de azi dețin recordul în, în firma aia ca cele mai mari vânzări timp de luni. Wow! Cum ai ajuns să faci ceea ce faci astăzi? A venit 2019, 2020, COVID-ul. Toate aeropoartele s-au închis. Deci, clar, domeniul în care lucram nu mai funcționa. Efectiv, na, nu mai zburau, nu, nu mai decolau avioanele. Unele care decolau erau cu măști sau chestii necesare pentru COVID, antiseptice și, desigur, că noi erau pasageri prin ele. Da? Acum, tot în anul ăla, am început să-și discut cu soția mea, atunci era viitoarea mea soție și am înțeles că se leagă ceva mai interesant și că eram gata să întemez o familie îți dai seama că odată ce aș dori să întemeiezi o familie, aș avea nevoie de un job mai stabil. Înțelegând că domeniul în care eram bun mi s-a dus de sub picioare și neștiind cât timp va dura până când își va reveni, nu, există nu existau prognoze. Tot ceea ce știam la momentul dat e că toate aeropoartele sunt închise. Era martie, 15 martie, când au fost închise și aeropoartele din Moldova, deci absolut tot. Înțelegeam clar că nu mai am ce să vând. Hmm. Și nici nu știam o dată exactă din când am putea să vindem bilete. Așa că firma a fost regrupată. În loc să vindem bilete, trebuia să le întoarcem înapoi acum. Cu asta trebuia să ne ocupăm. Și am fost nevoit să mă gândesc la ce aș putea să fac acum. Ce nevoi sunt acum pe piață? Mi-am dat seama că un lucru care se întâmplă, chiar și acum când totul e închis, îi... oamenii au nevoie de mâncare. Oamenii au nevoie de alimente. Oamenii au nevoie de hârtie sau chiar și de aceleași antiseptice chestii. Acum, nu cred că aș putea să intru în producerea unui antiseptic de la zero, dar ceea ce am făcut am intrat în partea cu logistică. Deci existau nevoile oamenilor, chiar dacă erau acasă, era nevoie ca chestiile necesare pentru ei, mâncare sau lucruri de genul, să fie aduse la ei acasă. Și atunci asta clar înseamnă logistică, transporturi. Atunci, în 2020, am ajuns în, în acest domeniu, în luna decembrie. Deci, pentru cine nu înțelege, n-am mai intrat în contact cu acest uh, cuvânt. Uh, uh -huh. Ce înseamnă? Practic, uh, când spui logistică, te referi la drumul de început și de final. Și tu te ocupi de ce se întâmplă între. Corect, exact asta. Deci, un produs care trebuie să ajungă din fabrică pe rafturile magazinelor. Sau, poate nu a magazinilor, în următoarea fabrică sau un produs brut care trebuie să ajungă de la un producător inițial în fabrică. Deci, efectiv, transportarea lui. Ok. Ce s-a întâmplat după? E din ce în ce mai interesant. După, din cauza comunicării cu atât șoferii cât și proprietarii firmelor cu care lucram, clar nu eram, nu aveam încă firma mea, lucram pentru altcineva la momentul dat și am putut să prind un pic de experiență. Am avut oameni buni lângă mine care au fost dornici și m-au văzut, cred, învățabil și, slavă Domnului, chiar și-au investit eu pentru mine. Acum m-am trezit la momentul că unii șoferi cu care lucram îmi dădeau întrebări de genul Bă, eu faci foarte bine, de ce n-ai deschis firma ta? Prima oară când ceva mi-a spus asta, am încercat efectiv să o las să treacă pe lângă mine, fiindcă nu eram gata să-mi asum rolul de antreprenor în totalitate. Mai ales că businessul despre care vorbim are în el și ideea sau ai nevoie să ai și o firmă în state. Eram un băietan de 20 de ani, nu am pe nimeni în Statele Unite. Deci, prima idee care îți vine, n-am cum să deschid acolo o firmă. Nu-mi pot permite să fac chestia asta. Și am hotărât să ignor un pic chestia asta, să o amân. După care s-a implicat și soția mea să-mi spună, ei, se pare că chiar îți reușești, uite mai e încă oameni care îți propun chestia asta. Acum, ca să scap un pic și de ea, adică sau cel puțin de ideile astea, de direcționare ei fină și până la urmă nu am scăpat de asta, deci, da. Și ce bine e de tine că nu ai scăpat. Da, slavă Domnului pentru asta. Um, i-am spus, știi, era, cred, luna octombrie, noiembrie, când i-am spus că așa, zic, dacă încercăm, hai să încerc de la 1 ianuarie. Știi cum fac oamenii, încep să slăbesc de luni? Exact în soluții asta. de an nou. Da, exact asta am făcut eu. Dacă încep să slăbesc sau dacă încep să deschid o firmă, hai că o fac din 1 ianuarie. Să nu mă ocup acum cu asta. Deci e, am stagnat sau am procrastinat atât timp cât am putut. Acum, uite că mă trezesc în noaptea de anul nou. 1 ianuarie. să aia să spune, oh, se pare că ți-a venit ziua în care ar trebui să faci chestia asta. Deci, tu ai uitat, a, dar ea n-a uitat. A, nu cred că am uitat nici eu a vrut efectiv să mai amând chestia asta, înțelegând că e un domeniu care nu știu ce mă așteaptă. Anume partea legislativă, partea legală, erau chestii care, pe lângă ceea care ar trebui să o firmă în Republica Moldova sau ceva de genul, trebuia să o firmă state. Și deși Statele Unite sună foarte bine, din multe puncte de vedere încă e un fel de vest sălbatic. Sau cel puțin era un vest sălbatic pentru mine, fiindcă nu știam la ce să mă aștept. Și în data de 3 ianuarie am pus actele necesare, mi-am creat firma în Statele Unite și de acolo, pas cu pas, am început parte organizatorie. Ce înseamnă pas cu pas? Pentru că, uite, oamenii se uită la tine și te văd, ok, și a fost ușor. Uite, ți-ai deschis firma și totul a fost ușor. Adevărul e că atunci când facem zoom in și încercăm să vedem un pic uh, exact cum a fost, nu cred că a fost chiar atât de ușor. Și atunci ar fi de folos, ar fi chiar de ajutor să vedem poate mai multe părți grele, mai multe părți negative, mai multe eșecuri prin care trec oamenii, astfel încât să ne dăm seama că drumul nu este ușor. Așa când vorbim la nivel macro, a trecut, a fost și uite-ne unde suntem astăzi. Care au fost următorii pași pe care i-ai făcut astfel încât să ajungi astăzi unde ești? Să-ți spun sincer. A deschide o firmă în Statele Unite a fost mult mai simplu decât mă așteptam. Deci asta chiar nu a fost parte complicată. Nu am avut nevoie de prieteni acolo, nu am, nu am avut nevoie să mă duc acolo. Deci lucrez în domeniul ăsta deja de patru ani. Nu am fost niciodată în Statele Unite. Nu mi-am întâlnit partenerii față în față, dar am putut să construiesc cu ei o relație în baza a ceea ce le-am oferit. Deci, pentru a putea să-mi deschid firma aia, tot de studiam. Deci în ziua de azi ai parte de o librărie enormă video care se numește YouTube, da? Și poți să-ți alegi cum o folosești. Efectiv asta căutam. Am scris în YouTube cum poți să deschid o firmă în state. Sigur că am scris în limba engleză și am dat peste o toamnă din Africa de Sud care avea o agenție care se ocupa efectiv cu asta. Ești din altă parte decât în Statele Unite. Nu ai o cetățenie. Super! Te ajut să deschizi firmă nu era că ea se ocupa cap cu cu acest proces, cât era că ea îți oferă un curs în care îți explică cap cu cum să o faci tu singur. Mulțumită la acel curs, pe care cred că au fost vreo 20 de videouri sau ceva de genul, am reușit să văd pas cu pas ce fac azi, ce fac mâine și astfel am avut un plan pentru următoarea jumătate de an. Acum imaginează-ți că în luna ianuarie am deschis firma, și am putut să taxez prima oară, abia în luna mai, sfârșitul lunii, fiindcă în perioada asta nu am avut încă nici măcar serviciile cu care să pot să taxez carduri sau toate chestiile astea. Mai era nevoie de multe părți de astea, legislative, documentație, da, partea asta mai burocratică, să am grijă de ea. Dar, slavă Domnului, mulțumit la cursul ăla chiar a fost simplu. Deci trebuia să mă implic o dată, să fac o chestie vreo jumătate de oră ca să am acces la un anumit document extra, după care, peste vreo două, trei săptămâni mai apărea încă ceva care trebuia să fac. Nu era un lucru care îl puteai face într-o zi, în două zile. Era nevoie să aștepți pentru anumite documente ca să-ți vină sau ca tu să apare într-o anumită bază de date în Statele Unite sau ca să primești chiar și numărul de impozitar, taxator, da? Dar chiar a fost simplu. Deci, mulțumite la videourile alea, la doamna aia care a explicat cursul ăla cap -coadă. în, în câteva luni, fără să ajung acolo, M-am trezit cu o firmă complet funcțională. Sami, sună bine tot ce, tot ce ai spus. Cu siguranță ai provocări. Care sunt provocările pe care le întâmpini? Mă gândeam în timp ce vorbeai la faptul că, deși tu lucrezi cu camioane, cu diferite mijloace de transport, în esență lucrezi tot cu oameni. Nu putem să fugim de oameni nicăieri. Care sunt provocările pe care le ai? Ești în România, lucrezi pentru Statele Unite, lucrezi cu oameni pe care nu-i cunoști, nu i întâlnit. Ce provocări ai? Cu care să încep, nu? Da. Să deci, luând în calcul că ai spus că lucrezi cu oameni, da. Trebuie să recunosc că factorul uman în acest domeniu e crucial. E efectiv crucial. Deși te gândești la ceea că lucrezi cu camioane, cum ai spus tu, și deși îți pare că e ca o mașină unsă bine, da? It works like a well-oiled machine. Lucrează ca o, na, ca o mașină unsă bine cap-coadă. Ți se pare că ar fi punct după punct, nu prea ai ce ezita sau nu prea ai ce strica. Se întâmplă multe cazuri ciudate. Spre exemplu, o să-ți dau un exemplu. Uh, Într-o zi am avut uh, două doamne care lucrau împreună în pereche, într-un camion. Deci asta era jobul lor. Una conducea ziua, alta conducea noaptea, ca astfel camionul ăla să poată să miște mai repede din punctul A în punctul B și desigur pentru un astfel de serviciu poți să taxezi un pic mai mult. Da? Fiindcă ai doi șoferi în acel camion. Na, imaginează-ți că undeva pe la ora 3 noaptea în Statele Unite, deci la noi era jur la 5-6 dimineața, primesc un sunet de la una din doamnele de acolo. Răspund, și îmi spune salut, și eu zic salut, înțeleg că mă sună la ora asta, spune care e problema. Se pare că doamna cu care eu lucram a dispărut. Eu zic, ok, nu sună foarte bine, hai să vedem cum a dispărut. Te-ai uitat în jurul camionului, te-ai uitat în camion, adică vorbim despre o persoană vie, știi? O, totuși vorbim de 50 de kg de carne care nu le poți ascunde, știi? Adică îi undeva. O, a dispărut, nu o găsesc și eu zic, ok, cât mai e până la livrare? Așa mai zis că mai am în jurul la 13-14 ore. Slava Domnului! Asta era exact atât timp cât ea poate conduce în Statele Unite. 13-14 ore, tura ei abia începa, deci am putut să livrăm comanda aia fără nicio problemă. Dar după vreo 2-3 săptămâni primesc un mail de la doamna care a dispărut și îmi scrie că, uite, am hotărât să mă duc într-o altă firmă la niște prieteni de-ai mei și ei au nevoie de o scrisoare de recomandare. Poți să te rog frumos să mi oferi ca să o adaug la meu? De atunci. Deci, în astea două, trei săptămâni, a fost o pauză totală. ne a plecat. A plecat. Nu a, a răspuns două. la telefon, nu a răspuns la mail-uri. Am încercat efectiv să dăm chiar și de membrii familiei. Că îți dai seama, nu e ok. Îți dispare lucrătorul și toți știm că ești responsabil pentru lucrătorii care ai. Dacă ceva se întâmplă rău cu ei, atâta timp cât ei la servici, în aici și asigurarea, care în caz, nu știu, și-au fracturat ceva sau camionul a derapat, ei clar sunt asigurați. Deci imaginează-ți un duș rece instant la ora 5 dimineața și după asta nu am mai lucrat cu doamna aia. Nu știu dacă lucrează în continuare în domeniu, deși cred că lucrează. Dar ăsta e tipul de situație în care efectiv factorul uman contează. Deci unele momente le poți vedea cap-coadă, camionul merge perfect, Ți se pare că oamenii cu care lucrezi sunt chiar buni, dar mulți oameni nu-și asumă responsabilitățile cu păreri de rău. Și credem mă dacă doamna dată avea o nemulțumire legată de firmă, îi trebuia doar un apel telefonic ca orice ar cere ea extra să fie îndeplinit. Știi? Deci oricât de bine ai face tu anumite lucruri, oricât de, bine, oricât de mult ai investi în tine, oricât de mult ai progresa, oricât de mult ai crește firma, depinzi și de oamenii cu da. care lucrezi. Factorul uman, iarăși, e crucial aici ca să mă asigur că exact mesajul care îl spun este și primit, atunci imaginează, trebuie să vorbesc cu un șofer ca să explic clar care e misiunea lui și pe lângă șoferul care există în camionul ăla, am brokerul care mi-a dat marfa și care mi-a încredințat mie da, comanda dată și am și proprietarul. Desori, ca să știu că toți suntem pe aceeași pagină, efectiv fac un conference call. Îi adaug pe toți acolo și spun, acest sunet e da, pentru șofer, dar ca să avem parte de o comunicare cât mai clară, aș dori ca să fim toți aici prezenți, să ascultăm cap coadă care sunt instrucțiunile și ce trebuie să facem. Odată ce toate părțile au înțeles, super, haideți să mișcăm înainte. Deci, e un domeniu în care chiar e nevoie de, de, comunicare. Deși pare că e o chestie mai old school să stai toată ziua în telefoane, cel puțin șoferii care conduc nu prea pot să-ți scrie mesaje, știi? Sau răspundă la mail-uri. Și anume de asta este nevoie și de ca mine, ca soferul să să-și facă treaba lui, partea lui, și să fie responsabil pe ceea ce face, să focusa la drum și să fi în siguranță, atât el cât și marfa, iar eu să am grijă de background, sunetele cu brocării, cu clienții și cu proprietarii. Ce îți place cel mai mult în ceea ce faci? Deci, pe lângă salariu, <laughs> cred că îmi place partea de comunicare cu oamenii. Deși sunt cazuri complicate, înțeleg că fiind în acest domeniu și lucrând în el de mai mult timp, am devenit mai rezilient la stres. Anume din cauza la situații de genul. De asta nu sunt o fire atât de emotiv în situațiile date. Deci clar mă bucur pentru soția mea, clar o să mă bucur că nu o să nască, că ești însărținată. Dar am devenit mult, mult mai rezistent la stres. Și chiar sunt mulțumitor Domnului pentru asta, fiindcă în domeniul dat, și nu doar în domeniul dat, cred că ca bărbat sau chiar și ca om în general, ai nevoie să poți să ai capul rece pe tăi, Să nu ai decizii doar emoționale. Cu părere de rău, mulți oameni o fac și cred că au de pierdut din cauza asta. Cred și în ceea că există o anumită busol în, interiorul nostru, da, unii o numesc intuiție sau, care îți recomandă sau ai putea să înțelegi uneori în ce direcție să te miș. și chestia asta e clar mult mai dezvoltată la femei. Uh, dar totuși îmi place să pot să gândesc la cap Îmi place chiar și atunci când mă sună un șofer să-mi spună că se întâmplă ceva catastrofal, să-i spun, hai să ne gândim cum rezolvăm această situație. Și culmea, cel mai deseori, în 20 de minute, 30 de minute, problema e rezolvată, putem să mergem, să, să, înaintăm, chiar dacă ți se pare că uneori țar de camion, nu? Și odată chiar s-a întâmplat așa asta. Deci întâlnești tot felul de situații în, în munca ta. Să ce ajunge la mine din tot ce mi-ai spus tu este un parcurs de creștere, un parcurs de creștere personală. Dezvoltarea anumitor abilități fără de care nu ai putea să faci ceea ce faci. Doar ascultându-te, mi-am putut da seama că ai o foame de cunoaștere, de a progresa, de a face mai mult. Reziliența asta despre care tu ai spus cu siguranță, este o altă calitate. Cea mai constituit uh, un atu sau o abilitate pe care tu ai dezvoltat-o în procesul ăsta de creștere personală și care te ajută în afacerea ta și nu doar în afacere pentru că noi fiind niște ființe care suntem afectate de ce ni se întâmplă profesional și personal practic holistic. Da. Cred că acest atu în mare parte a fost și ceea că vin dintr-un mediu creștin. Și îți spun de ce, fiindcă astfel am putut să insist la anumite principii. O, în acest domeniu există des momente în care poate cineva poate să-ți schimbe prețul la comanda care tu ai primit-o. Să o primești la un preț mai mare și încearcă să-ți dea la un preț mai mic, că ei să câștige diferența. Eu am încercat să fiu cât mai transparent, am încercat să apăr și să fiu drept în situațiile necesare și Pot să spun singur că mulțumit la ceea că am ales să jucăm curat și am ales să fim sinceri, atât față de stat, cât față de clienți, Dumnezeu a binecuvântat și Dumnezeu ne-a ghidat în continuare. Și deși, culmea, mai ales la început când îmi pleca un client, eram total stresat, nu știam ce să fac, nu aveam atât de multe camioane, în aceeași săptămână, Domnul avea grijă și am trimitea pe altcineva în loc. Și am observat chestia asta de mai multe ori și am putut să fac legăturile astea în creierul meu. Vedeam și a fost de mai multe ori când un client îmi pleca cu un camion, mi se întorce alt client, efectiv în aceeași săptămână. Deci, cred că, fiindcă am putut să merg în principiile lui sănătoase, cred că și Dumnezeu a avut grijă de mine. Sami, să încheiem cum am început. Vorbeam despre acel șoc. Telefonul fără fir în care transmiți un mesaj care la sfârșit ajunge distorsionat. Dacă ar fi să rezumi tot ce ai spus până acum, cum faci în puține cuvinte astfel încât mesajul tău, produsul tău, serviciul tău să ajungă așa cum trebuie la clientul final? Care ar fi două elemente cheie, să spunem, care ajută ca telefonul fără fir să nu se întâmple în afacerea ta? Oh. Primul punct ar fi. Îți spun în engleză după asta, traduc. Keep it stupid simple. Ține atât de simplu încât să înțeleagă chiar și un în prost. Încearcă să folosești cât mai puține cuvinte și fii succint și coincis clar în ceea ce ai spus. A, B. Propoziție încheiată. Fii cât mai clar și cât mai răspicat. Punctul numărul 2. Nu fi emoțional. Gândește cu capul rece și ia deciziile înțelepte. Și aceste principii se pot aplica și în alte domenii, și pe plan personal, singur, în orice, singur. în orice ipostază. Sigur, absolut. Sami, îți mulțumesc tare mult pentru tot ce ne-ai împărtășit. Am învățat, luăm notițe și uh, în fiecare zi este o nouă oportunitate să creștem. Uh, îți doresc mult succes în ceea ce mulțumesc. faci și vouă, celor care ne-ați ascultat, uh, vă încurajez să nu rămâneți doar cu a asculta această emisiune, ci chiar să vă gândiți eu ce pot să iau practic. Pentru că știți că mereu vă încurajez să aplicați ceva, să rămâneți cu ceva practic pe care ulterior să-l puneți în practică. Pentru că nu e așa, acțiunea este cea care bate ficțiunea. Eu îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi cu rost.